Inorogul vă prezintă Cartea Zilei. Iată-ne din nou la Cartea Zilei. Suntem în grădina japoneză din Herăstrău, alături de Leonardo Oprea, autorul al mai multor cărți, dar în același timp singurul autor din lume care a scris un roman în haiku. Dar nu despre acest lucru vom vorbi astăzi, ci despre fantastic în literatura română, despre magic, despre ezoteric. Dar pentru că am avut mai mulți autori despre care nu s-a discutat în emisiunea noastră, aș vrea să aduc acum aminte despre Cezar Petrescu și literatura sa fantastică. Vedeți dumneavoastră, în perioada interbelică a existat, și citez aici pe Cristian Crăciun, criticul, a existat o perioadă de emulație diamantină a culturii române. O perioadă foarte scurtă, căci dacă ne gândim că perioada interbelică, cât a cuprins? Nu știu, sub 20 de ani, da? Nu stau să fac calculul. S-au produs în foarte scurt timp atâtea valori ale literaturii, hai să o numesc medii, care a creat vârfuri ale literaturii, deci un proces absolut normal, încât noi putem vorbi în acest context despre Cezar Petrescu ca despre un Graham Greene al literaturii române. Este negândit și nu mă refer la niciuna dintre celelalte cărți ale sale decât la Fram Ursul Polar. Gândiți-vă cum a stat această carte, acest bazm extraordinar, un bazm roman, da, prevăzut în conștiința a generației de copii, părinții noștri, pe mai departe, bunicii toți. Deci, câștig al minții, spiritului și inimii în cultura României a putut produce acest autor. Dar nu numai despre el putem vorbi din acest punct de vedere, pentru că Mircea Eliade nu este pe peste tot egal cu el însuși. Gândiți-vă la literatura fantastică a lui Mircea Eliade din acest punct de vedere. Iarăși un nume, da? Pe care trebuie să-l spunem, că nu există literatură fantastică românească fără Mircea Eliade. Imposibil. Și probabil mai sunt două, trei nume pe care iarăși nu le putem ocoli când vorbim despre literatură fantastică, exact, românească. Exact. Și haideți să mai spunem încă un nume. Bine. Eugen Lovinescu. Da. Vasile Lovinescu. Așa. Deci... alt nume este Vasile Lovinescu. Din păcate, un autor interzis, un autor publicat târziu, recuperat abia acum, și a cărui latură este extrem de interesantă, pentru că, de fapt, literatura sa este o literatură cu preponderență magică și ezoterică. Da? El descifrează, prin hermeneutica literaturii sale, descifrează zonele de literatură fantastică, ca să le numesc așa, zone, gândindu-mă la zona lui Tarkovski, da, în filmul Călăuza, da, care te pot introduce într-o realitate divină pe care fiecare dintre noi o conține, dar nu este conștient de ea. Și din acest punct de vedere, hermeneutica, repetă, lui Vasile Lovinescu este o hermeneutică specială și absolut extraordinară. Este una dintre cele mai mari hermeneutici ale acestei lumi, privind ezotericul, magicul. Dar să nu uităm că în aceeași perioadă Lucian Blaga scoate un volum despre magie uluitor, care este uitat, ignorat complet. Vă rugăm! Și e foarte greu în răsimbul pe care l-avem, dar el, plecând de la magia românească, magia de tip transilvan, definește pas cu pas magicul într-o decriptare la care are acces și profanul. Rare ori s-a întâmplat așa ceva în literatura lumii. Și să sperăm că timpul ne va permite altă dată mai mult. Pentru astăzi închem aici, urmează Poema Zilei. Ne revedem însă mâine la aceeași oră pe același program. Radu Nițescu, Dialectica urșilor. Mă joc cu bila neagră de cauciuc. Dincolo de fereastră se întâmplă foarte încet iarna. Și mă joc cu bila neagră de cauciuc. Ce face un câine lăsat singur în casă? Ce face un om lăsat singur în mintea lui?
Cartea zilei v-a fost prezentată de Inorogul.